În această dimineață, un cetățean român s-a prezentat pe sensul de ieșire din țară la punctul de trecere a frontierei Petea din Satu Mare. În microbus se afla doar o pasageră, cel puțin aparent, deoarece la control polițiștii de frontieră au descoperit o fetiță de 4 ani ascunsă sub pătură. În urma verificărilor s-a constatat că minora este nepoata pasagerei. Întrebată, femeia a declarat că intenționa să ducă fetița în Germania la părinții ei și pentru că nu deținea împuternicire notarială din partea părinților, a decis să o ascundă sub pătură, scrie actualmaramureș.ro. Drept urmare, polițiștii de frontieră au întrerupt călătoria celor două persoane, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, la final, urmând a fi luate măsurile legale ce se impun. Se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră.